Rațiunea zilei în câteva momente, alături de noi Cătălin Sriblea. Bine ai venit, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit! Cum e întoarcerea asta? Cum o fi întoarcerea asta la realitatea crudă care trebuie să te duci la serviciu? Mă gândesc la cei care noi au venit vacanța asta. Nu știu, întreabă, uite, e aici Alexandra Gavrilă, producătorul acestui program. Ea s-a întors la muncă după o lungă perioadă de timp, pentru că altfel stă acasă și face muncă. Și știi deci unde s-a întors? Unde s-a întors? De la Amsterdam s-a întors. Am văzut, da, am văzut. Cum e, Alexandra, întoarcerea asta? Vrei vreo primă de reacomodare? Mă ia un pic depresia, trebuie să recunosc, e depresia post-vacanță, deci pentru că ajungi de... pe aeroportul din București și te lovești cu capul de realitatea României. Dar ce nu-ți place la aeroportul din Otopeni? Ce să zic, uite, prima chestie pe care o întâmpin în momentul în care ajung în aeroport este că bâșbuiesc să văd unde sunt autobuzele, unde iau taxiul. Sunt foarte clare indicativele, adică pentru un străin, da, dacă mie româncă mi-e greu, dar păi un străin cred că e mult mai dificil. Nu vă mai plângeți de România, da, mai ales dacă ați avut vacanță. Uite noi ăștia care am stat zi de zi aici. Ar merita să fim decorați de domnul președinte. Uite. Sau ar merita să fim liberi mâine. Sau așa. Mai povestim, Alexandra, mulțumim. Sigur. Așa, noi ne vedem de treabă. Vine Cătălin, ca de obicei, cu vești minunate. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Azi va fi numit, dacă nu o fi fost semnat deja până la ora asta, noul secretar general al guvernului. Este, știți ceva ce secretarul general al guvernului? E omul care, cum să zic, face, este cureaua de transmisie a tuturor documentelor guvernamentale și a tuturor deciziilor pe care trebuie să le contrasemneze și să țină legătura cu ministerele. Este unul dintre cei mai importanți oameni din guvern, știe întreaga activitate a guvernului, ăsta e rolul lui, plus că are la dispoziție niște decizii personale. E un post cheie în administrația noastră, va fi numit noul secretar general al guvernului, spuneam, este vorba de domnul Marian Neacșu, de la PSD. Domnul Marian Neacșu de la PSD a fost condamnat în trecut pentru conflict de interese. Din ăla foarte simplu. Adică și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar, că domnia sa a fost și deputat, și a fost acolo 4 luni angajată, în pofida legii, care spune foarte clar că nu poți să-ți pui neamurile în funcția asta. Deci, când ești parlamentar, să numără acolo 1, 2, 3, 4, nu poți să-ți pui neamuri. El a făcut chestiunea asta, doamna cu pricina, domnișoara cu pricina a fost acolo 4 luni, până când s-a sesizat Ani, i-a făcut dosar de stat de conflict de interese, că era să vedea așa de departe, condamnare cu suspendare, evident că nu te duci să petreci zile în pușcărie pentru asta, dar trece în cazier încălcarea de lege. El va fi numit, acum el este reabilitat juridic, cazierului nu mai cuprinde această dimensiune. Adică asta e o poveste pe care o știm noi. În fața legii, el este curat, ca orice om care a trecut printr-o astfel de întâmplare, trece o perioadă de timp și ne revedem de viață. Se cheamă reintegrare în societate. Îi se dă a doua șansă. Îi se dă a doua șansă. Aici s-a dat o șansă foarte mare. Însă, noi vorbim despre semnale politice, despre modul în care merge societatea. Domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost chestionat asupra acestei chestiuni și a zis, domnul Ciolacu, nu vă spărați. Domnul a fost cu cazier, a fost condamnat taman în efectuarea serviciului public, nu altceva. Și domnul Ciolacu a zis, păi ce facem, domne? Omorâm oameni? A trecut. Îmi asum. Nu știm ce înseamnă îmi asum, dar a zis că aia, el își asumă. Eu zic în felul următor. Dom'le, în politică lucrezi și cu semnale față de societate. Pe domnul Neacșu nu îl împiedică nimeni să fie membru de partid, să fie președintele PSD dacă vrea, să fie deputat, să ocupe orice funcție aleasă unde oamenii dau încrederea. În momentul în care însă ai în bagaj așa ceva, ca partid, te ferești, pentru că le spui oamenilor, domnule, eu un om foarte competent, a avut problema asta, pentru o perioadă de timp stăm deoparte, ne vedem, sau chiar pentru foarte mult timp, pentru că noi vrem ca în exercițiu funcției publice lucrurile să fie cât se poate de, cât se poate de clare. La fel, zic și despre doamna Vicol de la Camera Deputaților, da? Este președinta Comisiei Juridice. Ce s-a întâmplat cu doamna? Doamna a fost avocata mai multor interlopi. Ok, ca avocat poți să faci și trebuie să faci și îți faci meseria și respecti meseria și fiecare om are dreptul la apărare.
Însă, pot să fie ales că publicul hotărăște de la sine putere și zice, da, domnule, am văzut, omul e competent, chiar dacă e pe latura asta cu avocatura, cu tot felul de oameni care au cele mai grele lucruri din lume, cum ar fi familia Cămătaru, așa, îi dăm încredere și o trimitem în Parlament. Bine, era pe listă, dar să zicem că publicul a votat lista aia. Nu te obligă nimeni în sistemul tău constituțional sau în arhitectura ta administrativă să o iei pe doamna Vicol și să-mi spui, doamne, ești președinta comisiei juridice de la Camera Deputaților. Pentru că, iarăși, e vorba despre semnal. Adică să diferențiem lucrurile. Dacă vrei să conduci politica penală sau civilă a unei țări, poate ar fi bine să te abții în această chestiune, să fii și avocatul unor persoane care sunt cu enorm de multe semne de întrebare. Știu că aceeași situație și în cazul Istelian Ion de la USR, care a fost avocatul lui Radu Mazăre, dar și aici cântărești un pic, nu? Momentele când s-a întâmplat și cum s-au întâmplat lucrurile astea. Percepția publicului n-a fost prea grozavă nici în acest ultim caz. Nici în acest ultim caz, deși din punctul meu de vedere, ele sunt pe trepte diferite. Sigur, alt moment, Mazăre nu era condamnat. Mă rog, da, hai să zicem, sigur că da, n-a fost cea mai inspirată numire. Dar nici aceasta nu e o numire inspirată. Ori dacă vrei ca societatea să funcționeze, cum să zic, într-o măcar aparență de curățenie, eviți genul ăsta și spui, noi avem un deputat, foarte bine, foarte frumos, e alegerea lui, cum procedează, are voie să meargă mai departe, noi putem recomanda însă un pic de reținere, așa, ca partid. Ai spus foarte bine, dacă vrei. Dacă vrei, se vrea treaba că asta, cred că se poate rezolva. Sigur că da. Dar mi-e teamă că apa trece, pietrele rămân, știi cum. Măcar să marcăm în spațiu public aceste episoade, știi? Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Spune-ne despre ediția de mâine. Daniel David, rectorul Universității de la Cluj. Vorbim despre cine suntem noi românii. O să vă pun o întrebare dificilă. Cine suntem noi în România? Nu, noi fiecare așa. Doamne, care e principala noastră trăsătură de caracter a noastră românilor? Cum suntem noi? Dezorientați, ca Alexandra Gavrilă, nu? Când vine la aeroport. Asta e primul pas. Dar altfel, cum suntem? Să știi că eu n-am niciodată o producătoare dezorientată, așa că retrageți cuvintele, te rog frumos. Apreciez, Radu, mulțumesc. Mulțumim, Cătălin. Am dat un exemplu, că era... La revedere!